îți place la Dragoș? Dar m-au omorât, m-ați omorât cu întrebarea asta. Ce-ți place la, ce-ți place la? Nu, e clar că felul lui de a fi când intri în contact cu o persoană și vrei să-ți formezi un... Bun și tu. Doamne, ce m-am speriat, am crezut că e... Poftă bună! Mulțumim! Ce faceți? Ce ai făcut acolo? Chiar despre tine vorbeam, că i-a zis că îi place foarte mult de tine. Te rog, de ce minți? De ce minți? Nu, chiar vorbeam despre tine. Te rog, să mai aduc ceva? Mulțumesc. Nu, 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 nu. Hai cu ăla ăsta amândoi. Vrei să-ți duc ketchup ceva? Nu, nu, nu. Aveți și rețetă? Vezi că și mie mi-ai promis un semi de ăsta. Și mie mi-ai făcut, ai auzit? Poftim? Și mie mi-ai promis un semi de ăsta. Îți aduc, dragă mea, îți aduc. Ție prietenește, dar e altcumva. Ce faci? Arzi grație la păi. Ce să fac? Mă gândesc. La ce anume te gândești? La tot. N-am la ce să mă gândesc, sincer. Deschisă. Nu știu, mi se pare că mă pun acum eu singură într-o postură aiurea. La ce te referi? Nu știu, faptul că sunt sinceră și zic gen ce cred. Ideea este că dacă ești sinceră tu cu tine, în primul rând ești respectul ca femeie, pentru că te consideri o femeie, ești foarte matură pentru vârsta ta, zic sincer, și mi-mi place treaba asta. Da, da, uite, eu sunt matură, să zicem. Ești, ai și doză de maturitate, ești poate și mai copilăroasă, le ai pe ardele. Dar cât modul în care eu zic nu e unul plăcut, adică se interpretează greșit ca și cum aș spune într-un mod răutăcios sau rău, dar de fapt doar îmi dau cu părerea din partea mea, oricine poate să rămână aici până... A, tu te referi la... Și la situația cu Maria, și la situația cu Radu, adică eu, din punctul meu de vedere, am dreptate și în situația cu Radu, pentru că nu mi se par normal ca să mă duc la un date, să-mi prezinte că nu m-am dus, eu m-am dus să-l cunosc pe el, adică am vrut ceva mai personal. Ești foarte frumos. Mulțumesc. Chiar ești frumos și chiar îmi place mult. Mulțumesc. Cu drag. Ideea în felul următor. Radu și-a manifestat interesul să te cunoască, cred eu, din exterior, în felul lui. Dacă e un fel mai stângaci și un fel mai copilăros și un fel mai diferit față de noi, și-a asumat asta și și-a jucat cartea, probabil. Fiecare dintre noi joacă cartea după cum știe. Da, este părerea ta și părerea mea, sincer, la fel. Pentru că e puțin cam puierilă situația. Eu înțeleg că tu ai vrut să... Tu vrei un mix de bărbat și să aibă și puțină maturitate, să aibă și puțină copilărie. Dar s-a dus prea mult în zona aia și probabil nu a fost nici mediu prielnic în care să te cunoască pe tine ca prima întâlnire. Ți-a plăcut de Radu? Da, m-a atras fizic, adică a fost o atracție fizică și modul lui de a fi, adică îmi place chestia asta copilărească nebunească. Dacă el chiar a făcut să simte să fie nebunat, adică atât de, să se ducă atât de departe și cu fetele, în ceea ce privește. Nu am o problemă cu asta, poate m-aș înțelege mai bine cu el ca prieten, dar nu-i băiatul pe care l-aș avea lângă mine. Da. Adică în intimitatea ta, să te joci, să faci chestii de genul ăsta, e ok. Mă rog, poți să fii cum vrei tu. Deranja faptul că n-a fost cum ai fi vrut tu să fie? Nu mă deranjează chestia asta, că n-am venit fixată pe el. Am venit să-mi cunosc. Ai venit să cunoști, în general, băieții sau ai venit să... sau nu-ți plăcea de cineva? Nu. Și ce lucru sare prima oară în evidență la un bărbat? Ce te atrage pe un bărbat? Cum arată? Nu știu dacă e neapărat atracția fizică, că eu am avut, adică, la viața, în viața mea, am fost atrasă și de băieți care nu aveau neapărat o... Constituție atletică frumoasă. Sau, mă rog, să fii foarte frumoși. Mai mult mă interesează caracter și felul în care mă face să mă simt. Și modul în care el, felul lui de a fi... Asta zic. Contează foarte mult. Și de asta e foarte greu să vii într-o casă unde sunt 7 băieți, pentru că nu zici nimeni, nicăieri, că poți să ai compatibilitate cu toți. De exemplu, zic sincer, mie cu adevărat îmi place de tine. Maria era drăguță, dar Maria are un comportament puțin deplasat, că m-am spus. Ciudat. Ce zice acolo, Dragoș? Te vorbește de mine? Nu știu, așa mi se pare. Chiar ar veni un băiat pentru mine. Mă fac eu victimă aici? Da, ți-a zis din perspectiva ei. Păi și tu ce părere ai? Să zic că faci așa. Eu am zis că ești o persoană sensibilă, ca să zici tu. E normal dacă eu mă simt atacată, adică nimic bun din... Adică nu-i normal să mă simt cumva așa, să reacționez așa, eu fiind sensibilă. De exemplu, acum băieții nu ți-au zis efectiv nimic. Ce ai început să părere? Da, s-a văzut atitudinea lor și Larisa a observat. Nu-i ca și cum nu a observat nimeni.
E una când vorbești cu tine și una când vorbești cu mine, să simți asta, nu să cred. Vede. Dar poate n-ai observat tu. Păi, de exemplu, acum ce ai de gând să faci? Aștept să se întreb băiat nou. Ce vrei să fac? Tu ce pasiune ai? Pasiuni. Eu am avut o perioadă din viața mea în care eu n-am avut timpul sau, nu știu, situația mea nu mi-a permis să mă axez pe mine. La modul să descoper ceea ce îmi place, să, nu știu, să am oportunitatea de a face mai multe activități sau chestii. Am avut așa, nu vreau să intru în detalii pentru că nu sunt genul Marie, nu că aș avea o problemă, dar nu-mi place să povestesc despre chestiile astea, nu vreau eu. Să respect decizia. Nu vreau eu. Nici nu să te întreb. Și oarecum n-am așa, pot să zic că îmi place să cânt când sunt, adică să dansez, îmi place. Și să cânti la pian? Nu știu să cânti. Nu, că n-am avut șansă. Mâine sau poi mâine, când simți tu, poți să aduci o listă sau niște piese pe care îți plac ție și pe care poate le cântăm împreună. Ok, da, chiar să... Uite, chiar te rog să le aduci, că până acum am vorbit așa. Da, da, da. Dar poate am plâns afară și voi n-ați văzut. De unde știți chestia asta? Adică te-au întrebat și ei că aici plângi, deci mi-ai zis să nu plângi. Crezi că mi-i convine? Știu! Gândește că mama deja a început să mă iei la rost, că deci nu știu ce, dar asta nu contează. Adică parcă eu aș fi venit aici să mă fac o victimă și nu știu, nu. Eu am zis foarte bine ce am venit în emisiunea asta. Eu chiar am vrut să mă drăgostesc și chiar atât îmi doresc. Și eu mă cer zilnic cu ai mei că mă sună și îmi zic că iar ai făcut aia în emisiunea, iar stai în banca ta. Crezi că mi-e convine, dar dacă așa simt, așa-s eu ca om. Și acum ai fi pregătită pentru relații? Cred că da. În moment ce am venit aici, clar, da. Adică eu n-am mai avut relații din clasa nouă. Eu mi-am dorit chestia asta foarte mult, dar n-am găsit. Serios, la modul, eu n-am venit aici. Adică chiar am venit cu intenții serioase. Știu că poate din afară pare privit aiurea din cauza vârstei. Nu. Chiar... Păi asta am spus, tu ai 19 ani, de fapt par de 25, 26, 27 chiar. Prea mult. N-ai înțeles, nu par la, nu ca aspect. Știu, nu. Până în 22, zic eu, zic că mintea mea ar trebui, da? O fată de 22 de ani ar trebui să gândească, da. Așa, da. Te văd matură. Adică e o maturitate frumoasă, nu te văd matură. Mai am și eu momentele mele. Toți aveam momentul. Of, ce mufti! Lasă cum să vezi că poate să se comporte. Poate că, aia am zis, poate că să vină cineva care să vină pentru tine. Și tu așa sensibilă cum ești. Dar parcă ar fi ceva rău, că așa, serios, așa, adică o simt că fac ceva greșit, că zici și Alexandra. Alexandra nu știe povestea ta, că afară te simți altfel, ești înconjurat de persoane de care ție îți place, știi? Aici care mă accept, mă apreciază pentru ceea ce sunt și nu mă judecă pentru nimic. Dar și cum tu mergi într-o clasă de colegi noi și nu te acceptă oameni de acolo, păi te mai des cu drag, te duci acolo păi de... Păi exact, adică nu e normal să fiu mai fericit în afară când știu că nimeni n-are nimic cu mine și doar eu cu mine, adică ce stau cu Natalia în cameră și atât, adică mm-hmm. Nu-i ca și cum Natalia nu mi-ar fi zis ceva. Da. Și te-ai mutat în București pentru un bărbat care, de exemplu, locuiește aici? Cred că da. Adică ceea ce lucrești pe mine, nu mă reține nimic. De exemplu, eu locuiesc aici, eu desfășor activitatea aici, eu cânt, prezint și mă ocup cu chestia asta, știi? Și aș vrea o femeie care poate s-ar muta aici, știi? Să... Da, nu am niciun fel de problemă. Oricum, eu îmi doream chiar dacă în cazul în care nu o să găsesc un băiat care e de aici, adică îmi doresc să rămân aici. Și eu. Nu vreau să mă duc acasă. Da, și eu vreau să rămân aici, cu tine. Cu mine? Mai vedem. Cine știe? Poate tu e sufletul meu, perechi. Pe tine te căută. Doamne ajută. Ia mă, ce vorbesc cu ăștia doi? Asta se roagă, ce faci? Zici că îi cere voie. Să-i mănânce el, să-i învișe el după chiar ne trebuie. Că ei vorbesc despre mine. Acum e dragul și nu vorbește despre el. E fier și asta. Da, da. Pe din gala de ea a făcut o poză ca așa de bunită. Da, da, vă arătă, nu? Mi-a dat de 4 ori poză. Uite cum stă lângă mine. Ia, fii atent, vezi, da. Vezi, apropiat, vezi, uite, la Radu stă mai departe, uite cu tare. Da. Așa cea? Așa făcea, da.